Hai, mă. Sunt active. Da. E lupul, umblă lupul aici. Umblă lupul? A doua mi-a mâncat și a doua mi-a rupt. A doua săptămâni mi-a rupt alta. Tineri, seniori, am umblat prima dată. Am dat 4 rânduri de lapte. E cu 40. Un pic dacă îmi prindea mai jos de picior era lui. Da, uite că eu smuls cu tot cu... Cu tot până la carne. Deci ai zis că au avut tămiuritici, nu? Da, tămiuritici, au fost uniți câinii. Crescuți de el din cățelele, din cățaua lui. Ținea 3-4 cățăi, nu așa, un câine de aici, unul de acolo. Tot. Deci așa trebuie să se țină, deci îi la o căță să țin mai mulți câini sau să crească la oaltă tot. Au fost alte vremuri atunci, erau oameni la oi. Găseai, acum nu găsești. Sunt foarte... Dacă zici duce după un pic de apă, mai zici a doua oră, mă să-i mâi să-i adun, nu merge plăcere. Becul ăsta ți s-a prinde noaptea? Da. De ăsta ai zis? Când se întunică, fac așa cu mâna, seara să prinde mai tare. L-am filmat! Du-te! Du-te cu bucata aia! Du-te, bă! Deci tu până în toamnă o să ai probleme. O văd pe una acolo cu roșu. S-a stricat focul furca. Știi? Și când sare pe oaie, el are de lucru cu ea. Mâine, bă! Pus o pic de vreme. Că a avut 3 săptămâni nu cam m-au bântălit. Deloc. Mai băteau câinii. Poate că o fop aici, dar nu l-am văzut. Nu s-o băgat așa. Am să bagă că e flământare, că nu mai are ce mânca. Bănie mai de mult și cum s-o făcut? Dacă la după unul la oi aici și spui că ia cale lupul ăla, nu mai miasă din colibă. Sau mere acasă, că se cheme. Zice, cum să mă duc eu cu oile în pădure, că mă cheie? Întors înapoi, să mă uit, înapoi a oilor, el era cu oaia de grumaz. Îți dai seama. Și când înaintea mea și nu l-o simțit, la 20 de metri, el a stat acolo. Cum a fost acum, mă? Exact. Ai văzut? L-o simțit când ia cale. Este perioada așa că te-o zic, dau atâta umblă, numai că nu. Vede că nu are șanse nici cum să duce. Face tot 2-3 zile să învârtește aici și apoi se duce și iară vine înapoi. Și după aceea aici mi-o prins-o, mi-o prins-o în lateral de aici, mi-am văzut că am tuns-o. De aici mi-o prins-o, o mărs așa și-o prins-o și-o vrut-o întorce ca să o prindă de grumaz. Dar din ce când să se tragă ăștia? Uite, la Aurel. Uite, al lui Aurel? Al lui aia flocoasă? Da, al lui Fifi, ce-o vândut-o la Milian. Haideți aici. Surorile, astea surori. Haide. Surori? Sunt femele? Surori, hă? Cât timp au? Că n-au tare mult. Și două luni. Tu, hai, tu. Ce se ierge? Dar ție ți-au plăcut flocoșii? Da, sunt mai buni. Sunt mai harnici. Sunt mai harnici, mai tare un pic. E ce ăștia lanza. Eu sunt mulțumit de ele, cât sunt ele de tinere. Fac treabă bună. Foarte bună. Mioritic oricum s-o cam pierdut. Da. Nu prea găsești la stâni acum. Acum găsești numai cangal și... Ești ala, da? Nu. Tu mergi pe autentic. Ce e românesc?
eu cu ăștia de când și tata tăi de ăștia au avut și sunt foarte bun. Și la hiară. Da. Tatăl tău acum te întrebă, fă Ionul părului? Tata fă Ion. Ion. Ion, dar Văleanu. Ah, Văleanu, nu. Văleanu, da. Da. Tata-i mor de 16 ani. 16 ani. Ultimul an o fă aici la oi, la tieti și aici la oi, ca le parsură. Era Marco acolo cu ele. Era câțiva mai puțin din tieti și-o fost acolo la ele. Și mai de mult, când din ăștia a avut el? Taicătă? Tatăl tău? Da, tata când a fost și la oile Herji, a avut moș, dar suri. Suri a fost și brez. A fost foarte puternic. O fost de tale înaltă? Am așa cum e haiducul, cam așa, cam așa. Dar bun. Am să nu de aici, am să nu de aici, mi-e drag, aici, da. Cu ei te descurci? Ăștia, astea două femelele ai și da, câinele hai și ducu? Mai am unul la colivă iasă, centrală. Ala nu e mie, al Sidi, al centrală. Ala Pestriț, care l-a mai avut? Nu, are un cățel, are doi acolo, trei are el acolo sus, la cabana. Wow. Dar nu-i lăs cu eșelan scheibatii, hai duc. Și apoi nu. Hai mai sus, Ovidiu, dacă vrei. Hai. Să vii. Cheamă-i pe toți lângă tine. Hai de aici. Hai duc, aici. Aici, hai mă. Hai dat aici, hai. Hai să vă facă poză, hai. Hai mă. Hai, Luna, hai. Hai da. Hai da. Hai duc, hai. Hai mă. Bă, hai din coace. Tu hai din coace. Bă. Bă. Hai că pe tine la tine ți-o mai făcut. Bă. Du-te, hăi. Javră. Noaptea bat cățelele. Sunt active. E lupul, umblă lupul aici. Umblă lupul? Da, omnii, am mâncat și da, omnii, rup. Deci ai avut probleme? A avut probleme. Și cum s-a întâmplat? În iulie. Povestește-mi așa. Nu pot vinită de amiază, am mâncat mulțean, era o federă la laptea urâm. Și am mâncat și la 3 și 20, fătare cald, zic, le lobot în jos. Antic, le-am mișcat, s-o spăriet. Da, mi-am dat seama, ce să-mi dau seama aici, nu umbla. Da, n-am știut nimică. Mă duc. Oile de la pepiniera acolo în jos, s-ar cățele drept pe huci. O dat el acolo, el a fost pe oaie. O tăt, așa o ruptă, eu rup grumazul, așa ca cum le-ai tăiat cu... Hai de mine. Și-o tăi mâncat o jumătate, pe loc, într-o jumătate de oră. Prafă făcută. O luat-o câine, a două săptămâni, mi-a rupt alta. Mi-a mâncat alta, mi-a prins acolo sus și am aflat în ce zi, am aflat numai cap. Aia a fost el Feder. Două, una după la în timp de două săptămâni, două mi-o mânca. Una aici eram după amiază, ia aici unii carpul ăla, convinte cu ele pe acolo așa și le-am întors cu forma 7 fără 20, nu mă duc până pe la 7. Și m-am întors și am venit înaintea oilor, el a ieșit de acolo din graupă și mi-o tot prins-o de grumaz. Când i-o fă înaintea mea aici. Și când m-am întors înapoi la oi, el deja mi-o traje. Da, și-am trăgat la cânci, ăla și fugit. Ai scăpat-o? Am scăpat. Încă una. Mi-au prins-o tot acolo la pepinere, am venit pe vale acolo jos la apă la Valău și l-am venit, mi-au bucat-o de șold. Mi-au rupt-o. Și de atunci nu. Dar cum stă? Cum o stă? Stă el ascuns și când trece aia pe lângă el o apucă? Exact, stă pe burtă și vin oile pe el. El nu mișcă, el acolo stă, el stă o jumătate de zi acolo. Dacă te vede pe zona asta, el acolo atâta stă cu acolo până vin oile pe el. El nu se bagă pe tine. Da-o mi-o mâncat și da-o mi-o rupt. Și tu ai văzut lupul? Da, eu, asta a fost sâmbăta, sâmbăta mi-a prins-o aici. Duminica, după când am mers la mulți, m-am dus pe aici după pe primul și m-am dus acolo pe sus. Erau niște oameni la colibă, stăteam la masă. Lupul, ca cum ar fi coliba aia, aceea mea, și lupul a fost acolo pe dâmb. Stăte. Eu cum am dus cu oile, eu nu m-am dus. Când mi s-a dus la colibă înaintea oilor, eu nu m-am dus după înaintea oilor la colibă, eu m-am dus pe după ele. Nu m-am dus după ele, că țelul ăsta mi-e un negru boita, a 5 metri o sărit. L-o sâmțit acolo. A făcut un sal și a făcut pe unul. No. Și după aia l-am mai văzut odată acolo la Valău. O vin pe la cun, s-o pus jos așa pe burtă și o stat să uita la câini. Câinii nu s-o băgat pe ele. S-a aruncat odată după cățaua aia mea pe istriță, am crezut corupt-o, așa o țâuie numai.
Păi lupul, și mai ales pe cățel, că și tineri acum le poate prinde. Dar sărit pe el. S-a sărit și el a sărit după cățel. Noroc că n-a rupt-o. Asta e bine că se învață după acum, de tinere. Și atunci n-am mai rupt-o. L-am mai văzut urmele acolo pe... dincolo în cei parte, către Ostri, unde am umblat cu el în Romanie. I-am văzut urmele acolo pe mol, m-a trecut. Umbla după mine, tătă zoaia, așa. Dar ce, era unul singur, singuratic? Unul mare, mai mare, mai mare ca câinele ăsta. Du-te, mă. Așa are culoare, zici că e husky. Așa un maroniu de ăla, așa, sclipicios, așa. Foarte. Și coada așa o trage după el. Da, e foarte mare, e bătrân. Da. Dar ăsta e venit aici, nu a fost aici în celelalte dăți? Și anul trecut a fost. Le-o rublă ăștia pe nouă. A, deci o trăie bine aici. Nouă le-o mâncat, da. Și o la mea, pe mine la mea m-au tăcat. Mă la mea, că oile erau le focal, de oile boțâte și el vine, tu de mergi înaintea lor, el vine după tine. Vine după tine și o tăie din apoi. Cum să aici, uite ce ce acolo. Mă, nici tu nu-ți dai seama, cum să-ți dai seama că... Nu. Dar mă miram aici în câmpul liber. Și am văzut unde-o stat, este o groapă acolo, am văzut unde-o stat în groapă. Cum e groapă aceea acolo, din lângă tine. Acolo eu stat, eu când am întors oile, el a stat acolo. Când eu când m-am întors, el... Eu tot oprins. Am scăpat-o, da. Nu mi-a rupt-o, numai un pic, un clințat-o, da? I-am făcut tratament și am scăpat-o. Câte oi aici? N-am numai 150. Atâția. A mea aleși, aleși cealaltă. Dar bă, de-a Federu, mai fă pe aici? Ai vină? Am mult trebuie să vie duminică cu mâncare. E rândul la mâncare la el. Așa e cu el. Hai du cu cum e de lup? E bun, e bun, e harnic, câinele e foarte harnic. E câine frumos, foarte frumos. Da, dar se teme de el. De ce, de lup? Se teme de lup. Da, eu l-am văzut. Oare de ce, că e singur? Da, e singur. El e sar, no, dar el nu sunt mai tinere și nu, no, poate să feresc. El e, no. Dar nu se bagă pe el. Are în mână, așa, în liber, în mână. Dar când se bagă așa în pădure sau în uci, unde nu are acces la el, vine înapoi. Bate lângă el, dar nu. A, deci bate la vederea ta, cum s-ar zice. Bate așa, dacă îl prinde așa în câmp, ar sări pe el. Dar așa, dacă lupul se duce și undeva în ferică și stă, el nu se bagă pe el. Bate acolo lângă el și știu, cam știu când bat câinii, cum... Acum, după experiența ta, da, un câine... Da, simțesc, câinii la o... De exemplu, cum ar veni de acolo de peste vârf, mai le vezi pe cățele, ele foarte simțe, foarte iute. Mai le vezi că umblă cu nasul pe sus și să știi că să ai grijă, că vine. Încă ai la apa aia, prima dată o sări după ea. Aia nu știu prima dată, o sărit atunci pe lup cum mânca oaia. O sări pe lup acolo, crezi că e câine, nu? Îți dai seama, ce să știi. O crescuie aia la oi, dar nu? Nu da de chiar, deloc. Nu, așa e cu ele, ce să faci? Dar un câine bun, adică nu știu cum ar fi un câine bun, că și ăsta, hai duc, e un câine bun. Ar putea face față la un lup? Nu face. La un lup, poate 4-5 câini, dar bun. Să saie tăți odată. Dejaba s-ar părând. Dacă l-au văzut, să fie tăți odată. Să apuce tăți odată. Deodată. Dacă unul sare și unul așa, nu. Lupul când l-a pus gura pe el, l-a terminat. Dacă l-a prins pe el, are zgardă la grumaș, are curent, nu-l poate rupe de grumaș. Dar de spate, de unde el poate, el prinde. L-o rezolva, nu mai, câini înveci. Câini tari care nu s-o temut de lup și nu. El e foarte periculos. Nu e așa tare el, dar el unde prinde, rupe. Aia e problema, el dacă a pus gura, acolo e gătat. Nu. Eu am văzut cum i-a rupt aia de șun, numai dacă ar veni pe aici să-ți arăt. Vine, ia. Să-mi arăți. E acolo. Uite ce fain berbeci ai. Am. Foarte frumos, uite ce frumos e și bălul ăsta. Și oatiș, am văzut un oatiș. Ăsta e de la Pomohaci. De la Pomohaci? Da. Ăsta ăla. Super. Lasă că o să-i filmez mai bine. Tu te accesi pe băle? Și eu am, și eu am băle, am și oatiș și am și eu. Am și un breș și am un băl, un mie, crescut de mine. Am cumpărat de la cineva niște oi tare faine și... Mi-a fădat o miel și l-am ținut. Și aici stai de la Pomoar și vine bălul ăsta. Au ținută faină. Da, au. Și vorbești foarte bine. Vorbești foarte bine. Tineri, zmiori, am umărlești prima dată.
Ăsta tăi? Nu, ăștia s-a lăsit unul, 3-2 am. Ce, ce, ce? Frumos, are ținută bună, foarte frumos. Aici, boi, dar vine aici. Dar acela e mie ce vine de la plus. Și ăla e frumos. O, uite ce frumos e. Și cum ai fost cu laptele anul ăsta? Ai avut? O fă mâncare. Ai ce frumos e. Coada până jos. Hai, îmbrăcat. Frumos, da. Am dat 4 rânduri de lapte. E cu 40. Și încă le-am mai mult 2 săptămâni. La 1, în 28 august le-am dat, nu le-am mai mult. Am spus că la 1 băgăm berbeci și apoi nu le mai. Am mai avea încă bugă lapte, puteam să le mult. Oile-s grasă. I-am lăsat cu 16 litri de lapte la zi. Nu le-am mai mult. Da. Oile-s mari, uite, oile grasă, zbune. Ai gir la ele? Nu este deloc, deloc. Este acolo pe un fag, dar puțin, puțin. Puțin gir. Anul trecut o fă foarte mult. N-aveți nici ghindă? Nu, nu sunt aici astea, ba acolo mai în sus. Este aici câte la ceva, dar nu. Mai dar mergi până acolo cu ele? Mă duc până acolo că te lași. Până dincolo peste vârf am trecut astăzi cu ele. La screadă dimineața, la rug și apoi după amiază la câmp. Eu de amiază mănânc și după aia faci. Anul, vara asta a fost foarte bună. A avut mâncare. Nu, no, nici multe, fă puține. Hai de aici, une mii! Hai mă! Hai de aici! Hai de-a bun! Uite te-a bate! Javră! Noaptea, n-ai avut întâmplări să se atace lupul aici? Nu, noaptea nu. Vine, vine, dar nu, nu se bagă pe cui. Da. Am și lămpi de astea pe la solare și nu, am, nu. Și dorm mai cu grijă noaptea, nu. Când bat câinii, văd că bat așa consecutiv și tare, atunci ies afară, nu. Strigă așa, mai umblă vult aici, ciute, nu, chestii de astea, dar nu. Dar lu badi altfel la chiară, nu badi ca după vulpe sau... Bat mai rar, nu bat așa, știi, bat ca frică. Frică, ca și cum ar sui. Bat așa rar, am, am, nu bat așa ca pe câine, că am, am, am. La, nu. La urs bat iarăși diferit. Bat altfel, da, sigur. Urs n-aveți aici? Nu, urs, eu urs n-am dat. Eu urs n-am dat. Dar aici au fost, nu? Este, zice că acolo că te bart așa în cei parte, acolo în parte că tot troiu, zice că este orice urs. Nu, dar aici nu. Nu e. N-am văzut deloc. E aici am neoprit, aia ce era în cuvine și lucrul e acolo neoprit. Când m-am întors, el deja a ieșit din groapă. Din groapă asta? E da, acolo niță soile? Da, au venit de acolo, din parinde, au venit pe reu acolo sus și acolo sta. Și când e fără nici în aici, când nu sunt ăsta. E foarte smecă. Așa zis de pitil, e nu... Să te văluiești în baligă de oaie. Și... Ah, are el, cala lui. Nu... Hai bă, uitați de acolo din cuvânt. Hai să te-a luat. Aia de șol. Ia bă, alba ce e, vezi? Aia care a picat într-o parte? Aia e la sura ce e. Așa e mie. Să vede că n-are un pic de lână acolo pe șol. S-a vindicat, dacă un pic dacă îmi prindea mai jos de picior era lui. Trebuie, cred că... Uite că eu smuls cu tot cu... Cu tot până la carne.
Dacă o prindeai de cișor, îi scoțeai cișorul din șol. Așa o ducea. La fracțiune în secundă prind. Acolo le-am făcut lângă eu. Fă după o stau șansă așa cum îmi dotase pe lemnile și el a stat în șansă. Și când îmi uită oile, el nu s-a mișcat din șansă. Și el acolo, din șansă tot să rii pe aia. Mă, nu. N-au putut o mai tare să rupă că am făcut. Dar dacă eram mai înainte sau de o parte, o rezolvam. Văd că ai botă de corn. Asta o port așa după amiază aici pe câmp. Am botă de corn groasă la colivă. Și... am furca, dimineața cu furca umblu lui. Cu furca? Cu două corni, da. Umblu în pădure, nu? Apoi... oh, poate sare aici, sunt huciuri, stă felul de... nu trebuie să te aperi și tu, că poate sare și pe da, tine. Da, nu, sare și la tine poate, dacă te bagi așa pe el. Dar ce ai pus în capăt? Ceva... ui, o verigă de cupru, ca să nu se... să nu se crape. Să crepe, să nu... e ușorică aici pe câmp, așa, nu. Așa, te-ai băgat vreodată la lup? Da, eu nu mă țin de chiar. Păi ce să mă țin? Bine, nu cu bota, cu bota cealaltă sau cu furca mă bag, nu-i problemă. Dar ai avut întâmplări de astea? N-am avut așa să am așa tangență cu el în față în față, știi, să sai așa sau... aș vrea să... îl prindă câine, să sau pe el, dar nu... fuge, nu stă, nu. Și câinii nu-l poți în ea? Nu, numai așa dacă l-apucă câine și-l poți străplunge tu cu furca. Dar nu, dar e foarte aspra. Are săritură ca ciuta, așa sare. Sălbăticiune, fuge, nu... e și rapid. Foarte rapid, foarte rapid. Dacă de aici, de când i-o prins oaia și până acolo în vale nu l-au ajuns câinii, ce viteză au avut, îți dai seama? No, e frică. Hai, unde te aduci acolo? Mere, nu trebuie să margă măsa, e lumea asta. S-a învățat de la măsa sau margă după ei? Nu am învățat, asta dă și în strungă, am învățat să dea în strungă. Dar ai lucrat mult cu el sau am în sânge? Am lucrat în toamnă foarte greu, am lucrat mult. Până l-am putut să-l... și șamul mai are așa câte apucături, așa că nu ascultă. Da, dar îl făgesc așa, nu-l bad, dar îl făgesc, dar nu se supără, știi, nu. Dar n-ar lăsa oile Doamne Fel să se ducă. Ia, nu-i mă întrebări asta. Nu-i fost chiar de Doamne Fel pe oile. Dacă eu stau aici și oile se duc acolo, el meare pe aici și meare înaintea lor. Dar nu gârdește. Mă merge și stă înaintea lui și le întoarce înapoi către tine. Nu le lasă. Nu le lasă să se ducă. E mai ceva ca 10 oameni. Unul de ăsta. E foarte bun și inteligent și cuminț. Nu... dă-n strungă. Da, foarte. Foarte bine dă-n strungă. Îți dai seama că ți-ar mai trebui încă un om. Mai ales până, să dă-n strungă. Până la ultima oie. Era un vară, vineau aici. Abia nu știu, dau oile în strungă, tăt unul. Zic, no, ieșit, cățelul ieșea afară din strungă, era ciudă când vedea omul în strungă. Era la colibă. Când era omul, zic, du-te afară din strungă să vezi cu mine cățelul și dă în strungă. Și vinea el și dădea cățelul în strungă. Nu-i place, când te-ai băgat în strungă, el iasă afară. Dar nu dă om cum dă el, vezi, oricât e bun ar fi. Și sunt oi blăstămate care nu, ai ce dădea după el. Dar nu se teme, nu o lasă. Spume facea la gură la ultima oră, mă nu o lăsa. N-are treabă cu berbecii. Nu. Toți berbecii, ți-s tineri. Da. Uite ce văd. Una am și a doilea măzitură și unul patru. Ala la orel prins ăla. Și atât mă le scântui. Încă și pe mult la oile. Măcar o rămâne tătia fata. Ia vezi, asta e oaie de la voi. Asta briază asta. Nu. Da, știu. Da, cu ea ta, nu? A mea, da. Da, o mai am.
I-am dat și la Aurela pe unde vând. Dar e veche oaia, dar e foarte bine. Nu face numai berbici. Hai mă de acolo, mă, că se tem nici nu. Hai băi, trase. Hai. Hai aici, mă. Și apa ai pe voi? Apa am pe voi, am două valau cu apă. Am acolo un valau, am încheiat pășunii un valau. Am apa aici în vale, nu-i problemă de apă. Ai avut pășune mare pentru oile astea? De aici și până acolo, în tri, la cabane de refugiu. Tot. Până sus? Până sus. Tot așa. De acolo sus nu umblă și are mai tare. Am acolo bate, într-adevăr. Acolo n-am fost vară, n-am mult deloc. Până amuci le-am lăsat, nu le-am mai mult deloc, e departe. E departe și nu frec oile de aici până acolo. Dar și ăsta e tău? Da, 2 ani, unul e. E fain, are coadă faină. Da, ce mie e scoate, rozavă. Dar tu de când umbli așa la oi? Că nu ai fost tot timpul. N-am fost tot timpul, că am fost așa întrerupt, că n-am fost cu lucru și... Aici am fost 4 veri aici, am fost la Aurel 2, am una, am fost acolo într-o circutată, am fost în Pleșteoare, am fost la Baie acolo, la Chetiș, acolo am fost la Ocolii și am avut câteva veri. Dar n-am fost așa consecutiv, una pe alta. Dar de la cine ai învățat tu ciobănia, să zic? De la tata, el. Eu, cătă cu el am fost, no. Și ce au doi frate în ei mai am, apoi și eu făcut, nu fost mai tineri. Păi după ce s-au căsătorit, apoi no, vezi tu că... Familia, apoi nu mai... Și ai umblat mult cu? Am umblat. Cu tata am umblat și când am gemnic am fost cu el. Și ați avut ceva întâmplări? Păi am avut cu porci, când erau porci mistreți atunci, era să mă moare scroafă cu porcii. Să te omoare? Da, am sărit așa, păi e, no, că n-am știu ce-i înguci, am fost tânăr, am fost și eu cu câini, cine zi-o viteaz, dar să sărit scroafa către mine. Apoi, da, am fugit, nu m-a putut ajunge. Da, era să mă rup atunci. Cu tata câini buni, nu se temea de porci. Deci ai zis că au avut tămiuritici, nu? Da, tămiuritici, au fost uniți câinii, crescuți de el din cățelele, din cățaua lui. Ținea 3-4 cățăi, nu așa, un câine de aici, unul de acolo. Tăt! Deci așa trebuie să se țină, deci e la o căță, să țin mai mulți câini sau să crească la o altă, tăt. Să crească, e aici. Să se învețe, e tăt. Ce se duc cățările? Hai, dați mă. Și stai că tot până la ce vârstă a fost la oi? Tata la 61 de ani. Ui, bine, o lucra la Herja. Și apoi de la Herja, Herja a avut oi și apoi l-a băgat la oi pe el, no, care le-a plăcut. A fost pe inie și acolo, grămadă de ani și apoi. După aia, no, după ce nu mai lucra la Herja, păi, o făcut el stâni aici. După ce aici și eu stătea aici, vară, cu oameni, no. Au fost alte vremuri atunci, erau oameni la oi, găseai, acum nu găsești, că sunt foarte, dacă zici duce după un pic de apă, mai zici a doua oră, mă să-i mâi să-i adun, nu merge plăcere, bani cât de mult, să le ieși acasă în tătă ziua, în tătă seara, să se ducă, la este nu poți, la este zi, noapte, aici lumină. Dacă ți-e drag și îți plac, dacă nu, așa că mă duc și eu la oi să treacă ziua, să vie luna, aia nu-i nicio treabă. Alții li-ți dragi bani, cât de mult. Cum îți place ți-a mâncat bine, așa să-i placă și la anima, să-i cozie. Dacă nu, nu... E drept. N-are rost ca să-ți bagi joc de animal. Vezi tu că nu tare multă, mai are, multă lume mai are dragostea asta. Nu, și mult tineret nu prea are. Tinerii ăștia nu vreau, că nu.
Nu le place. Am mai întâlnit și eu tineri. La oi, tineri cu speranță, la oi, care nu așa, nu, nu sunt așa mulți bani ca cum câștigă în construcții sau în alte parte. Noi mai puțin că, nu. Nu poate da omul, numai cum poate, dar poți trăi și de la ele, poți trăi dacă ți-e drag și știi să te organizezi, poți trăi și de la oi. Nu că nu poți trăi. Poți. Dacă bine, știi cum să cheltui bani. Să nu faci palate. Dar să trăiești cu familia așa decent, poți. Poți. Că brânza acum se cumpără bine pe piață. Mie iară s-o cumpăra bine. Am o lună ai problemă un pic că nu tare se cumpără, dar aia nu e așa mare problemă. Văd că oaia aia are încă semnul ăla pe, da, are, are pe față. Da, da. Eu m-am întrebat o dată, a fost un doctor aici, zicea, zice, oaia ce ai cu probleme, zice, are ceva boală pe nas, nu are, zic, aia așa, zic, e semnul ei. Ori când așa se ardeau câinii pe nas, să nu primească jgodie, pe vremea când era așa. Deci s-ardeau de mici? S-ardeau de căței mici, cu hier înfocat pe nas, că să nu-i prindă boala. Acum, deci nu după ce l-o prins. Nu după ce l-o prins, când eram micuți, ca să nu-l mai prindă boala. Acum că era un fel de boală jigodie, zice atunci, când era așa la 3-4 luni, nu mai vedeai că nu mai mâncă, îi curbeluțele și era gata de el. Nu mai puteai scăpa. Știu că și tata avea așa, așa că le zădea la prin și una așa, alta și nu. Când erau mai mândri, când începeau așa să umble după oi, să iei fain, să duceau. Orice le-ai dat, nu le-ai gustat. Acum trebuie să le faci de mici, injecții și de tratament. Cal și tratament și calciu și tot felul. Dacă nu, un câine de asta să-l scoți așa, să fie câine de pe la. Trebuie să investești în ei. Cheltuială, dar trebuie să ai câini buni, dacă nu. Dar cunoști ceva mascul mioritic la care să le duci? Este unul aici la noi, dar nu. Nu. E fain, dar nu. Nu-i tot așa exagerat de fain, dar și cu el, și cu carpatinul, că scot. Scot. Poți să scoți ceva frumos cu. Da. Haiduc. El scoate câini fain. Dar le mai lești dacă o să umbli acum? Da, le lăs, am dau. E cam greu, că vine iarna. Ah. Trebuia să umble, dar nu umbla, nu știu nicio. Dar mai repede de un an, nu umblat? Nu umblat. Nu umblat. Și cum e cu căldura? Le place căldura? Nu prea le place. Ah. Un pic, nu, îți reale de căldură, nu, vara, dar nu. Află apa aici, bălitroace de astea, se bagă în apă. Nu-s nici așa flocoasă. Le-ai tuns? Nu. Că am vrut să te întreb. Că s-o cătărit amândouă. Bine, dar o năpârlit acum. Asta e mai flocos un pic, e mai mare. Cealaltă nu e așa, e un pic seamănă pe câine. El-i tată. Care? Haiduc. Haiduc-i tată. Haiduc-i tată, da. Și ăsta e negru, tătătă le-o flocăi. Tătătă le-o purță de ghiță ce e pe ele. Când s-o cățălie el. Ce frumos e-s. Foarte frumoasă. Sunt bune, aia principal, să fie bun, că sunt și mai frumos, dar e problema că nu-s bun. Nu stau la oi. Așa și dacă nu, dimineața să nu le dau de mâncare, dar nu se întâmplă, că prima dată mă scole la ei, le dau de mâncare, să pun să fac eu mâncare și alte lucruri, da? Să mă duc cu oile, așa vin flământ, nu că se rămâie la colibă. Aici când număr, e acolo e coliba, dar număr la colibă. Mai avut și noi când. Se duceau la colibă, când ne mereai cu oile către colibă, mereau la colibă, n-avea o treabă oile. Eu dacă mă duc până acolo cu oile, aproape de colibă și mă întorc cu oile înapoi, e număr la colibă. Alți când se duc la colibă. E aproape. Deci stau lângă tine. Ei nu se duc. Aici nu se duc la oile. Să-i nimic legat, tătăvara, nu ne-o legat, e loc.
acolo, domn, după taur. Nu. Se belegase, stai după staurită. O duce de la ou. Nu. Hai da, de acolo. Hai da. Dar cât are? 2 ani? 2 ani, ia. În gura lui, ia. Ia. Uite, mă. 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 Stai cu mine. Stai. Mă. E frumos. Mă. Frumos. Cum e cu luna? Până jos? Până jos. Ce luna, ia. Dacă de-a gelții, e tare, tare. A scoate ceva, zi-o. E puniei cu el ceva, să zic, vreo 10 oi sau 5 oi. Dar cam tot e... E la fel. Cam la fel. Am tot aceeași rasă. Îmi place că-i capul lui așa format, nu-i nici polantă cornile. Am un aici, deja zic, cornile, îndoiesc curechile. Dar nu mai aude curechile, că le îndoiește. Că e desfăcut la corni, nu-i nici vende și cum e mai fain. La primăvara să-l vezi când e cu luna până în pământ. Las cum face unul la primăvara. S-o bătut berbecii? S-o bătut, dar nu exact. Se-mpind, dar nu. O să bată pe mine. Aici ai mâncare bună la el. Poți nici n-ajungi. Nici ia ce ai cu cinghiteu, ce să zice oache și aia de acolo. Aceea e. Aia e mama lui? Aceea e mama lui. Are și e poziție faină și corne faine. Și place a umbla. Cu doctorul am făcut, de 2 milioane am făcut tratament. Deoarece nu mai scapa. Nu contează, oricât asta nu mor, stai nici. Și până la urmă nu vreau să-mi vie să-mi facă. Că nu știu ce mă, dacă nu vrei, chem pe altul. Oaia nu o lăs, că nu-i, să nu se repare oaia, că nu-i așa ruptă. Păi, a fost 16 ianuarie, nu m-am văzut cu mielul lângă ea. Cu berbecașul? Cu berbecașul. N-a zis, când l-am văzut, n-a zis că ăsta, aia când mielul ce ruptă, nu, doamne, fel de pagubă, de mult, dar vreau să-l cresc eu. Așa, că l-am ținut acasă, încă cu 5 miele. Au ieșit din el marfă faină.
Deci el umbla cu maca să caute oile? Încă o dată, să vadă, nu a rămas nimic, nu trebuie să-l primă, el se duce. Pune un iofo aia, se uită și vine înapoi. Am mai avut căței, dar așa inteligență că ăsta nu. Aici voi tărași, lasă-l. Dar ce s-a născut cu picioarele? Așa l-o cumpăra. Din triul ăla de la Pomoa. Ăștia tria. Deci, uite, chiar trage coada chiar, după el. Trage coada după el. Uite-te la coada lui celată, e sus și cum îi vine așa. Vezi, niciunul n-are. Alții sunt mai stufu. Și și coada lui, dacă o prind coada lui, se vede că e mai lată sus și coboară subțire jos. Nu-i ca la altfel, deci. E altfel de coadă. Altfel de și a unii de unii coboară, vezi? Că să și vede de unii coboară. Dar păcar că e miel, a rămas. E gata lui, ori l-a fătat așa, ori... I-a crescut unghiile și s-a deformat. Da. Păcar de el, că-i foarte... Dar mă lidie tu că nu, dar nu, nu, nu-i tare stăpân. Vii pâine pe uși și aici, aici mi-a rupt-o și de aici mi-a dus înapoi în sus. O tras înapoi după el? O dus înapoi, o spart-o aici, i-o desfăcut, i-o scos masele afară, tăte că el masele nu le mănâncă, lupul. Numai organe. Mâncă la mușcă. Numai o creapă, în două, îi scoate masele să nu fie grea. Organele le mănâncă, dar masele nu. Și de acolo o dus înapoi și când o dus-o înapoi, cred că atunci o dat câinii de el. Și am scos-o. Nu a apucat am ca jumătate din ea. Și apoi am adus-o și i-am pus-o ea coale și i-am legat-o jumătate în paltinul acela. Să vie la ea. O vine noaptea. Am ca tot atâta. Nu a rămas nimic. Ai crezut că le-i putea prinde? Nimic absolut. Picioarele le-a rămas atât. Când nu a putut să-i le tragă picioarele atât. Restul... a fost gata. Și am povestit. Și oile erau la 10 metri acolo, înaintea mea. Acolo după dâm. Și de acolo e luat-o. Un loc. De ce de lângă voi? Până ce oi? Exact, e acolo ea, din ferici. E acolo ea. Pa, cu tătul luat-o și-o pleca cu ea. Pe loc. Până o dat câinii de el, el deja a rezolvat-o. Da. E foarte periculos. Cu... folul meu a fost strungarele. Hai gunoiet și un pic pe aici să facă iarbă. Am gunoiet azarea de acolo să fie tărată. Becul ăsta ți se aprinde noaptea? Da. De ăsta ai zis? Când se întunică, dau am. Mai am unul aici. Și zici că ajută? Îl spere pe lup? Foarte bun, foarte bun. Pentru că el are un senzor, mai are o poziție. După ce dacă treci pângă el, are altă poziție mai mare care se aprinde. Am înțeles. Știi? Și poate îl spărie așa, știi? Bine, nu te aprinde. Vezi, ăsta e foarte bun, ia la sara la cât. Aici am lumină. Ce ai? Gheata ta. Trebuie să aibă... Da. Că dacă fac așa cu mâna, sara se prinde mai tare. Da. Ai treabă bună aici. Aici este, ia. Două paturi aici. Aragaz, butelie, dietăție, mobilă de bucătărie, dietăție, nu. Acolo strângeam vara, caș acolo. Și... da, trebuie să-ți faci niște condiții. Ca... și cine strânge cașul? Tu îl făceai pe să... nu, pe lapte, pe lapte, pe lapte. Fiecare, cum o vine pe lapte, da. 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 Hai. Hai de aici, hai. Hai acolo, Luna. Hai, Luna ne.
Matei, Luna. Ieși afară, Iacob. Ieși afară. Ieși afară. Ieși. Hai. Hai. Luna. Hai. Haide. Hai. Bela, hai. 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 Du-te acolo și mâncă. Ce zici? Du-te și mănâncă. Du-te acolo și mănâncă. Ia lupul! L-am filmat! L-am filmat! Du-te! Du-te cu bucata aia! Du-te, băi! Ia lupul! Ia lupul! L-am filmat! Ia lupul! Ia lupul! L-am filmat! L-am filmat! Du-te! Ia lupul! Ia lupul! L-am filmat! L-am filmat! Unde, bă, aici? Da, acolo! Da, pâine, bă! Pâine! Bă, așa ceva, bă, bă! Ia acolo, ia acolo! Ia bine, bă! Ai de capul meu! N-am crezut, am simțit ziua asta că am simțit că o să se întâmple ceva, da? S-a ridicat pielea pe mine, deci așa ceva n-am văzut. Și acum tremur. Deci... Nu m-a apucat-o de spate și-o tras-o, dar a scăpat-o, că a sărit-o aia în sus. Am filmare, am filmat tot. Da, ai văzut? Deci bă, cum a venit, uite, ia de-aici a venit, ia de-aici. Aici mă nu, aici m-a așteptat. Aici te-a așteptat, așa-i? Într-o duminică tot aici m-a așteptat. Bă, spurca, tu așa cum ai zis tu, ce culoare fain au avut. Și apa ce m-am dus de Pașcă. Câinii mi s-au dus de apa, ce? Eu oile mi-o sui pe aici și eu m-am dus așa frumos pe aici cu cățel ăla mic. Omii erau acolo la colibă, povesteau. Era Aurel și încă un băiat și încă... Și când am fost acolo pe gâdâm, era ferica mai mare. No, uitându-mă la ei, acolo povestind cu ei, mă văd că cartuș cățelul e acolo așa. Jap! Deci bă, Florin, tu aici trebuie să ai grijă, mă. Aici a sărit lupul înaintea mea și rujat pe acolo, știi? A strigat, păi el, dar câinii mi-o fac acolo, câinii mă la colibă. No. Aici o stat pe dâmb, încă m-a sfârșit, bă, dar bă, zic, voi nu vedeți lupul de la colibă? E aici o stat, undeva aici, întorcea groapă. Și el aici o stat. Și eu, dacă meream pe acolo, oile vineau pe aici, cum a venit amu, eu te băgam uci, o să văd care mi-o rupt-o. O prins-o de spate. Deci o tras-o. Hai, pute-te, știi, am un s-o dușit. Bă, dar l-am văzut, deci nu-mi vine să cred. Dacă nu strigam, poate nu o lăsa. Nu trebuie să strigi. Eu nu l-am văzut, am dat la câinii, măcar și-am uit în coace.
Vai, mă, l-am văzut. Nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred. De când tot urmăresc eu lucrul ăsta și... Deci ia de aici o sărit. Uite de aici, ia de aici, ia uite de aici o sărit. Deci fix de aici, ia din groapa asta. S-au apropiat oile și o sărit pe ea. Hai de bine. A fost mare. E foarte mare și acolo s-a dus. Eu ți-am spus că umblă toată noaptea. Deci ăsta nu-ți dă pace, deci tu până în toamnă o să ai probleme. O văd pe una acolo cu roșu. Da, păi toată vara am avut probleme. Toată vara am avut probleme cu lupul. Și foarte mare. Dacă de rup, nu poate rupe, numai de lână. De lână, o prins-o, o vrut să o prindă de după cap, dar oaia s-a întors și o prins-o de spate. Ia că alea aia e jos. E aia care s-a ridicat, dar nu știu dacă e aia, dar trebuie să hiezi mult să pe spate. Haideți aici, ucătă. Bă, dar ce s-a dus câinii, mă? Dar nu vreau credit. O zis o lui Griza. Ce lup, lup. Ai văzut? Mă las că o să-l vad acum. Hai de mine, mă, zice, mă, dar așa ceva n-am crezut. Bă, nu credeți, mă, cu oile astea, așa? Mă, că umbli la oi. Anul trecut la ei, n-au le-au mâncat. Până o dat de veste de el. Ia, că nu vin câini. Deci s-o dus, s-o dus după el, bine câinii. Hai la mă. E flămând? Foarte e flămând, haide. Pui că așa prinde. Bă, dar au scăpat aia, au scăpat, o tras bine aia. Că am strigat și eu, că m-am speriat și eu când am văzut, n-aș știu ce-i baiul. Eu nu l-am văzut, că am fost aici. Poate, na, nu zic, dar poate nu, trebuie să-l mai lăs un pic, să mai vină, dar... Hai, ce vreau lăs. S-o poate prinde, s-o ține. Dacă o ține, nu mai poate să-i dea drumul? Nu lasă. Uite-ți rupți, cățarele-s rupte. Uite tu că de-aia mai suflă. De el nu mai vine. El nu mai vine? Hai după. Dar de ce? Ziua dacă l-aș prinde. În momentul ăsta, dacă nu strigai, s-o prindă poi, să nu-l lasă. Dar vine și haiducul, văd acolo în vale. Nu. No. Ia, acum începe și ploaia, numai bine. Și acum vine el. Amu vine. Amu îi place la el. Bine, nu-l mai aud. Cum vine? Să stric, am făcut furca. Știi? Și când sare pe oaie, el are de lucru cu ea. Și atunci când sare, tu cu asta l-ai înțepat. Îi bugă să-l înțep, nu să-l omor. Că nu-i voi omori. Numai să-l înțep. Altul nu mai vine. Nu mai vine. Înțep. Să-l înțep, să nu-l omor. Că nu-i voi omori, nu m-a înțepat. O prins frică și... Hai, dați mă! Hai mă, hai duc, te-ai bătut cu el, hai! Nu cred că l-au apucat. Nu. Ba, acolo în vârf o bătut așa pe el. O bătut așa. Dacă-i murdar un pic și el. Îl poate rupe, dacă sare pe el. Hai mă, hai, hai duc. Hai, hai duc. Oi, oi, dar ce bine bagă.
numai de lână. Probabil numai de lână prins-o. Voi a strigat. Atunci îl poți încăpa. Dar nu, pe moment reacționez altfel. Dai seama că și eu îmi bănuiesc acum că am strigat așa, da? Și eu, n-o voia, de aici am tine-o volupul de mine am strigat, nu trebuie să-l strig. Ah. În moment când îl vezi, și cumva fie așa era. Deci nu vezi nicio oaie dacă... Eu... Înseamnă că nu m-am tigo tras-o de lână. Oasă-mi eu, că văd eu. Problema, că el stă, nu vine să saie în teren, îi așteaptă. Nu așteaptă, atunci o poate prinde. Nu e ușoară viața de cioban. Se vezi toată noaptea, cum, de când se însărează, nu mai tac câinii până dimineața. Tot așa umblă roată, pe acolo vine aia până aici, aia așa. Ia așa, tot așa face, rondul este. Înseamnă că ea, uite, tu fișul ăsta, aici îi place la el. Aici nu se bagă, că se teme. Cine? Într-o noapte au venit, o fă două, fără 20, au venit până la bradul ăla. Acolo unde e păroace ăla, acolo stă la păr. Acolo stă jos. Cine, lupul? Lupul, acolo stă jos. O bătut câinii de aceea din dâmb, numai nu l-au lăsat deloc. Mă, zic, bat tare câinii, bat, mă, dar păi zic, stai că-i baie, mă, că nu bat așa. Și-am luat furca și când am aprins la antenă, ne-am văzut ochii. Dar de la păr, o tot trecut pe sub braț, pac, și-o plecat. Și iar au venit către dimineață înapoi. Face rondo oest, așa, aici, tot așa. Aici nu se bagă că e liber. Aici stă. Ia să din huci, stă pe dâmb, așteaptă, aude oile că vin, el nu sare. Că și oile săracele sunt dus încolo și... Da, oile merg așa pe dâmb. Care a fost mai aproape de el? Da, da. Sare pe ea și... Tot e gata. No, am asta e. Asta ne paște, tu plăci de asta la urmă. Zic, ce o zdera oile? O zdera oile, știi, vinind după mine, ce te zdeară, zic asta? Ah, eu la colibă le bag în staură, fă o vară, fă o zace și ceva, le bag. Dimineața mă duc pe aici, mă duc pe la apă cu ele, tot dimineața pe la valeu. Mă duc pe la apă pe aici, sar câini acolo. Când sar, mă duc să văd. Văd cum baliga din oaie acolo, e în ferică, zic, e bază, o prins alta. Capul i-a rămas. Era orel, fedele la lapte. No, te iau capul și aduc. Zic, ia ciula ta, zic. Zic, ta, ai din ești din mine. No. Două săptămâni, după aia, treia săptămână, am prins acolo. După aceea mi-a prins din coace. Într-o lună e zile, patru. El cred că trăiește la săptămână. Mi-am dat seama. La întâi, în opt, iar a fost tot așa, știi? Și după aia a văzut că nu mai poate, m-a așteptat pe aici. Păi unii vedeau că vin oile, vine înaintea oilor. Știi că eu vineam înapoi a oilor. Și oile vin, știi? Că zic eu de vin înapoi a oilor, oia dinapoi. Dar e șmecherit, că vine înaintea oilor, să vie oile pe el. Că dinapoi să spari oile când o prinde. Da, e foarte afurisit. E foarte. No, asta e cu el, ce să faci. Plus, o ții de vreme, că am avut 3 săptămâni nu cam m-am bântălit, deloc. Mai băteau câinii, poate că o fă pe aici, dar nu l-am văzut, nu s-o băgat așa. Amu să bagă că e flământare, că nu mai are ce mânca. Știi? Și când e flământare, se bagă pe tine, că nu, asta e, ce să mănânci? Cu tupeu, adică... Cu tupeu, se bagă, că nu, să ai văzut că doar am fost și noi aici, mă, dar ce-o crezut, că o prinde, o mănâncă acolo, nu? Exact, acolo, o prinde și o duce mai acolo și o mănâncă, nu se cheamă. Atâta e îndrăznet, mă înțelegi? El a crezut că noi nu l-am vedea și el a apucat să o pună jos. El cum o prindea, o te băga în huci acolo. Și acolo te mănâncă, o duce mai jos, și o mănâncă. Poate vedeam noi că se spare un pic oile, dar ziceam, na, că se spere oile. Se spare, e, pur nu, se spare una de alta, că mai se spare și ele. Sau berbece, fug între ele, să mârlesc. Să spun iarba ceva. No. Dar nu. No. Asta e, ce să faci. Ai ce faci. La ele așa îi. Întâmplări de astea, neplăcute. E fain dacă se poți și surprinde așa cum am surprins eu. Nu, că mie nu-mi place, mie nu-mi frică, că nu, asta e, mănâncă, că... E fain să se vadă, că, să se vadă, că... Cum e la
șez, la șez, ce să-l mânca? Câini oile, aici, în dealuri, aici unde umblă chiar. Asta e ciobănie și să se vadă cum au făcut bătrânii ciobănie mai de mult și cum s-au făcut. Dacă la după unul la oi aici și spui că acolo e lupul ăla, nu mai miese din colibă. Sau merge acasă, că se teme. Zice, cum să mă duc eu cu oile în pădure, că mă tem. Mă mănâncă lupul sau ursul sau... Când erau porci aici. Umblau porci, erau turme de porci. Eram întonat la feder și aveam pe unul strungar, pe Mitru, aici. Și eu foc oile aici. Țara-n porneală, că coliba nu era dincolo. Și strigă de aici Mitru, oprește oile, zice. Oile, porci au ieșit din pădure, o haită de porci, s-o băgat între oi. Oile au luat-o pe drum și până la colibă, ce l-au rămas fără oi aici. Oprește oile, nu, păi de aceea oamenii ce să faci cu ei? Să bagă lupul între ele, că ești tu aici și ți se întâmplă. Da, păi ăștia la fel, ăștia, n-ai ce să s-o fac. Să o lasă, să o mănânce. Ce, o mănâncă, păi zice eu ce să fac, o mâncat. Te am văzut tu, că ai sărit amul cu fără nimic în mână. Nu mă chem. Pui mâna pe un bolovan sau pe un lemn, pe ceva, dar... Eu nu l-am apucat acum, vede. Până am dat la cel de mâncare, până ai strigat, eu... El a plecat, ai văzut că el fracție... Mai bine, știi că se... am filmat pe tine acolo și am mers așa să văd oile ce fain s-au așezat acolo. Și niciodată o sărit în sus și s-o prindă. Interesant. Sau se poate să fie ceva șacal. Vom vedea. Că, dar și pe ecran nu prea văd tare bine. Ceva ani mai, eu mâncam la ăștia miei, tăzi miei aici, vă 20 ceva de miei. Nu, dar șacalul nu se duce pe pădure în sus. Nu? Eu n-am văzut șacal. De asta a fost mare. Deloc. A fost cât oaia. Nu, dar dacă e șacal, câinele nu... Haide acolo, haide voi! Hai aici! Că s-a dus la lizerea pădurii, să nu... Haide la! Că ăsta cât e flământ, dar nu se aruncă între ele. Haide voi! Hai aici! Ia ce fain ce ascultă. Hai aici, hai! Hai că vine dracul la voi, hai! Hai aici! Deci hai, în fiecare seară tu bagi oile în staul. Da. Eu nu le bag, ele singure se bagă, le lăs până în noapte. Pas pe aici cu vreau și ele vin să bagă, numai cu lentii. Aia să nu... Bă, dar ce spurcă de mă, că tu nu poți să stai liniștit, dar ce deloc. Nu. Uite ce tu unii au sărit, mă. Cu câinii acei lângă... Da, păi cum să spun, ui. Foarte îndrăzneț. O folup, că a avut capul mare. Am văzut și cum o deschis gura. Eu e mare, eu l-am văzut. Eu l-am văzut așa de aici, altă sau acela. În liber, în câmp, știi? Întreze oia. N-ai apucat nici tu să filmezi. Adică na, ce să filmezi, că tu, că tu eu, sari să scoți oia. Am întors-le acolo și să viu câtă colibă. Și când m-am întors înapoi, să mă uit, nu, înapoi oilor, el era cu aia de grumaz, îți dai seama. Și când înaintea mea și nu l-o simțit, la 20 de metri, el a stat acolo. Cum a fost acum, mă? Exact. Ai văzut? L-o simțit câinii acolo? Nu l-o simțit. Nu-l simțește. Și pe acolo veni câinii acolo, nu a fost acolo câinii. La 10 metri de el nu l-o simțit. Nu-l simțește pe lup. Nu. N-are miros, nu știu. Nu-l simțește. Ciutile, capre, simțește, iepuri. Imediat, măr după urmă. După el nu. N-are miros. Da. Bine că s-a terminat cu bine, asta e cel mai important. Bine că n-a rupt-o aia. Asta e, o rupe, o rupe, nu, ce să faci, vine și o duce acasă, nu, dar... A, nu, nu vreau să am... Da. Să se întâmple. O rup, eu rup la unul, după Lija. O zic că ce câini am la oi? Că de ce îmi plăteaște la mine? Să cod eu oi. Bă, băiete, zic, fii atent. Las că o să vadă acum. Nu vorbi multe că vii și îți iei oile și ai plecat acasă. Că mie nu faci tu figuri, nu. Tu pe mine mă înveți la oi, nu. Că tu nici nu... Tu ai venit la oi, n-ai stat la oi. Tu ai venit la oi. Ai venit la oi. Și te-ai uitat la oi ce frumoasă și ai plecat acasă. Dar să stai aici o vară întreagă, iarna, tătă vară, zi și noapte la oi, zi la zi, nu o zi două. O vară întreagă, zi la zi, fără întrerupere. Atunci să te văd să-mi povestești mie, nu că viu și eu ce fain în soile și am plecat acasă. Bine, dar ăștia-s puțini. Ah, asta e. Ar bine că ne-au rupt-o mai tare, dar pe iară am. O vedea eu care, că când le bag de sară mă uit, eu știu, pe steagă. Mă, poate o atins-o un tic, poate o atins-o, că îți dai seama că s-o arunca cu gura pe ea. Da. Pe spate, pe coloană, în zona coloanei. Da. Mă uita eu și o vedea care, că dacă o prins o trebuie să-i fac am injecție, aici am
Și dacă o zgâriat așa un pic, dacă intra colțul, trebuie să-i faci, da, așa-i? Da, trebuie să-i fac antibiotic, da. Am aici, am cumpărat, că Doamne ferge ceva, nu. Vezi cum, până suni, până aduce, nu, poate e caz că pot să scape oaia și nu moare, nu. Bate-l, Sfântul măi. Tot m-am gândit în tozinau, zic, mai umblă așa, dar zic, m-a întrebat și Aurel. Bă, ce zic, hai, mă, noaptea bat câinii, nu, dar nu l-am văzut, nu. N-am avut străcăciuni până am de loc așa să, nu. Tătăzoa spângăiele, nu le lăs oile libere, nu le lăs dinaintea ochilor. N-o vezi tu că e ceva de fracțiune de secundă, am avut noroc că am avut camera pornită și filmam, înregistrat. Da, asta nu. Nu. Nu, că el e... Numai dacă, cum ai zis tu, dacă nu strigam și dacă cumva mai întindea el de oaie. Da, dacă, bine, oricum o lasă când te duci tu la el, o lasă. Că se te-a. Dar oaia s-o zbătu și o scăpa de la el. Da. De asta cred că s-o dus și el, cred că dacă nu scăpa încă mai stătea pe ea. Da, pe-o scăpat-o, nu, prins-o el bine. El o stat acolo și o sări pe ea. Auzi? Ia l-ai, bă! Ai cum să aude? Nici eu nu mă tem de el. Și eu am de mărs în pădure, am o bugăt, dar nu mă tem, dă să vină. Da, într-o seară, vine trece la mine unul cu mașina și apare pe un pepinel. La 11 fără ceva, o trecut înaintea lui. Și mă sună. Eu zic, ce bai, s-a întâmplat ceva cu mașina? Nu, zici, o trec în lupă înaintea mea. Nu. Și-o faci. Așa a umblat. Pe aici s-a dus, zic, crezi că e lupa acolo la văluc, acolo stă, că acolo îi place la el. Și-o mărs pe acolo și-o făcut o roată. Și el când a coborât cu mașina aici, a trecut până înaintea lui. Nu. Într-o zi, 4 oameni l-au văzut. 4. 4 persoane, tot așa a umblat pe aici. Bă, zice, am văzut lupul, dă-l în Dumnezeul lui lup, zic, că l-am văzut și eu astăzi, zic, ce să fac, că eu am umblat după lup, zic, am umblat cu oile, nu cu lupul. Nu. Este perioada așa, că te-o zi, dau atâta umblă, numai că nu. Vede că nu are șanse nici cum să duce. Face tot 2-3 zile să învârtească aici și apoi se duce și iară vine înapoi. Nu află, iară vine. Ce zici, mă duc, că iară poate ceva se întâmplă. Nu. O prins atunci la început, că poate, știi? Până o da câinii de el. Mă vezi că și oile nu s-a așa, cum să speriate. Acum sunt liniștit, că nici ele nu știu ce s-a întâmplat, că numai una, două, trei au văzut lupul. Nu, nu, sunt animale, atunci se spargă, se bagă noaptea între ele, sare între ele. Atunci prinde ele mai mare spaimă, știi? Că atunci sare după ele, să le rupă, că ele sunt închise. Dar și ele în câmp, ele umblă după mâncare, ele pasc. Ele și, pac, o prinde. E nu-s deară, capra-s deară când o prinde. Capra-s deară de auzi de, Doamne ferică, oriunde ar prinde-o. Oaia nu. Du-te prinde oaia, s-s deară, nu-s deară, omule bun. Numai dacă o duci, așa e, și apoi s-s deară după oi. Dar nu apucă ea să-și deară, că el a luat-o de grumaz. E și pe aceea ce mi-a prins-o, mi-a prins-o în lateral de aici, a? I-am văzut că am tuns-o. De aici mi-a prins-o, o mărs așa și-a prins-o și-a vrut-o întoarce ca să o prindă de grumaz. Că așa nu o poate duce lateral. S-o iei de grumaz, s-o duc el, că atunci o duce de grumaz și o rupe. N-o rupe pe loc aici, știi? E bine că n-o rupe. Știi când pune gura pe ea? Pe care o prinde, o duce. Că dacă așa ar sări și ar rupe, o să dai seama că cum sare, cum le rupe. Nu le rupe, le duce. E foarte periculos. Nu, ce să facem? Nu, așa cum au iau foc cu mașina aici, că pe aici o vin. Da, a făcut gălăgie cu mașina și doar până aici, și noi acolo, acolo am povestit și... Ce mă, dar nu, el stă acolo și așteaptă, nu contează, că tu ești aici și el acolo, el nu interesează, el... El dacă vineau oile pe aici, el stătea mult și bine acolo. El poate nu mai târziu după ce se înturnau oile. Poate după se înturnau sau îl sânțeau câinii. Dar cum nu l-o sânțit? Nu, că pe aici o vin. Dar și ăla micul, unul negru, o sări primul. Ăla, cu... E cățaua. Nu, celălalt. E cea cățelul. Cățelul a sărit. Aha. El simțește, mai uite, îi simțește. Deci ce ai zis? Când ziară și oile simt? Ziară, ele simt lupul. Simt. Am văzut eu acum, anul ăsta, când... Când vine, mă zderau. Faină zona aici la tine. Foarte faină. Hai de aici, unde mergi?
Hai de aici, hai. Cu siguranță multă lume au avut întâmplări de astea, dar vezi tu că nu a fost surprinsă. Da, e o cameră de filmat sau ceva. Nu tare poți tu surprinde. Acum l-ai surprins că filmam aiurea și eu, adică nu ca aiurea, filmam că s-au așezat oile faine acolo pe... Camera pornită, știi, dar până să pornești o cameră, nu-l mai vezi. N-ai cum să-l vezi, că el la fracțiune secundă a plecat. Nu. No. El vine și o ia și pleacă, nici nu știi, numai că nu îi. La număr. Dar cum? Dacă astea-s puține, dacă n-ar fi 3-400. Nici n-ai ști cât o e. Păstă, până dâmbă ăsta, până pe acela dâmb, tu ești din coace, când ești din coace, oile-s acolo, să duc, no, nu le poți să ne grama de oile, să împrăși și să mănânce. O luat-o și pleacă cu ea. Aia. No, e zona... Sunt ok pedigriile pentru câini, da, așa-i? Da. Sunt pedigrii bune. Da, sunt bune și eu le mai fac, le mai dau, no, și lături le fac, și le mai fierb. O măligă le fac, le mai dau o dată pe săptămână, le fac farina de mălai, știi? Și le dau să mănânce pentru digere, pentru... No, sunt bune și babele astea, dar să mai satură de ele. Le mai cumpăr. Beau multă apă după. Da, de-aia nu-i ți-au legat. Apă, tătă-ți doar să ducă ei să bea apă. Hai de acolo, mă uitar. Stai cu minte. Da. Bine, mă duc și eu încolo, că e târziu. No. Imediat se lasă, se lasă noaptea. Țara, da, da. Să ai grijă. Da, avem cu cel de sus. Noi doi suntem aici. Așa-i. Cine e să te ajute altcineva? Nu, nimeni. Tu cu câinii și e, cel de sus. Și... Asta e, Doamne ferge. Mai rău, că nu. Am grijă, nu-i problemă. Că... Nu dor dus, când bat, ies afară și pui lampa aia acolo, asta lantă, o pui aici, am bate aici, știi, și am Doamne ferge. Lasă că mai repetăm, o să mai vin la tine. Dacă e așa de îndrăzneț să sai între ele, Doamne ferge, păi stau aici, știi, nu-i problemă. Stau aici, după când o să ridic oricum. Eu nu cred că nu l-am mai putea prinde odată să-l filmăm. Ba da, da. Nu cred, vine, că vine. Dacă ai zis că așa de des vine, pot... Vine. Cam peste o săptămână, dar ar mai veni iară. Vine. Sau... Vine. Sper să nu ție ceva. Mai sunt stâni pe aici? Nu mai nimeni. Nimeni. O mai fost cineva? Nu. Mai este stătioile cu toată pășunile. Că când ne erau din sus, acolo se oprea. Nu cobore aici. Pe Aurel tenea oile singure. Un alt plătitor pe aici, făcea lemn. Știu. Oile singure, mă... Vinea și unii îs, le auzea drunjile. Atât. Și asta am năsând, mă zice, Doamne, fel bine că... Un alt plătitor, un alt, păi, mare, ne lăsa oile pe amneas pe când, că unii ori mea, că nu măr nicării. Dar ia, mă atât cât e una el, pe când toți de vedea că n-are două, trei, patru. Ce gândești? Pe casă strece oile, măi, ia. Costă-te vara am ieri. Am venit și noaptea să facem un foc aici. Oile faine și să... No. Hai înapoi, unde merg acolo? Da. Animalul e deștept. Animalul e deștept, așa-i? Da, foarte deștept. Că dacă îl strâși să vină... El vine. Dar omul dacă îl strâși nu vine... Du-te-l în afară. Uși. Sau dacă îl mâi. Dacă îl mâi, te duce în cea parte. Nu ne-l trimat. Dar ele... Vezi, și când i-au sărit, nu i-au trebuit. No. Omul deja l trimat, că el mere unde vrea. No. Asta e mentalitatea omului. El așa o stat de tupilide, nu l-o sunt. Aia e problema. Pune-l cu mână. Hai, du. Știu că nu-i lupul. Știu că nu-i lupa, mu. Simt, îi simt. Îi simt când vine. Da. O să te ferească Dumnezeu de lup. Și să ai o seară faină. Mersi, Ovidiu. Te salut, pa. Salut, ne auzim. Bine, pa, pa.